Guess who's back? Da! Hello! Bună seara! Seara! Ce face mama soacră? Că așa ți se spune bine. În ultima vreme, nu? Da, da, da. Da, o să fiu și eu soacră la un moment dat. Oricum, Alex are gagică deja. Nu cred. Deci sunt, te rog, zic, unul la voiam soacră. Să încep asta cu soacra, dar zi-mi dacă ai deschis subiectul. Cum? Are o gagică, are un an jumate, el are 2 ani și s-au pupat pe gură. No! Da, și am primit... Suntem live? S-a filmat asta? Eu eram la un concert și am primit poze pe WhatsApp cu Alex care pupa pe gură o fată și... A fost foarte funny. Seamănă cu tati. Unde e? E cu minte, tati. Bine, până să mă cunoască, pe mine nu a fost cu minte. Păi, vezi? Dar l-am convințit eu, e bine, nu? Păi așa, așa trebuie să fie un băiat, nu să le facă pe toate până corect. Întâlnește pe ea. Așa să știi că m-am gândit și eu. Și tocmai de asta, le fac pe toate, încă le fac. Dar când o să cunosc... Aia e. O să deci te lovească să dragostea și... Poți să cred că, doamne, la 2 ani fiți atenți ce se întâmplă. Dar eu mă bucur. Păi normal. Adică... E primul lui pupic. Sunt niște chestii foarte drăguțe. Băi, da, n-ai ce să faci. De-aia zic, cum o să fii tu ca soacră? Mă bucur în primul rând că mai am încă 20 de ani până atunci. Așa, ai calculat așa. Deja, am înțeles. Cred că o să fiu ok, nu știu. Dacă nu o să-mi ia Dumnezeu mințile de tot. Ei, las. Până atunci, cred că o să fiu cool, nu știu. Eu analizez foarte mult oamenii fi... și așa sunt eu. Adică nu neapărat că analizez, dar foarte greu am încredere în cineva și foarte greu mă deschid față de cineva și probabil că o să treacă prin niște filtre, nora mea, până să o iubesc. Dar sper să fiu de treabă și drăguță și să nu terorizez. Eu să știi că m-am gândit la 40-50 de ani, tu 20, așa, deja gata. Adică crezi că pe la 20 de ani... O să aibă iubită la un moment dat, cred că de la 15 o să aibă iubită. Da, o să fii strict așa, o să dacă zice, mamă, vin și eu cu ea acasă. Nu, de ce? Nu. Să vină, nu? Normal. Bine, să nu vină cu toate, dar... Să vină cu alea, ok. Da, stai că ascultă și mama, o să zică, că nu sunt singura. Păi de ce dacă vine cu toate? Că ai de unde să alegi. Eu așa i-am zis și lui mama. Dacă ți-aduc mai multe, nu e așa că ai de unde să alegi? Păi și în fiecare zi seara cu câte una? Nu, dar dacă vii trei seri, și le noteze, rând, nu mai înțelege nimic după aia. Le încurcă între ele, aleu. Știi? Da, dar soacra ta cum e, dacă tot ne-am tripat pe soacra? E foarte mișto. E ca mine, suntem aceeași zodie. Ai, parcă contează de zodie. Păi da, semănăm. Da? Da. Și te-a primit așa călduros din prima? Știi că mereu bărbatul zice că se ceartă cu cea de lângă el, că semeni cu maică ta? Că tot zice semeni cu maică mea. Nu cred. Unde e? Ia, unde ia stai. Așa unde e? Cătă? Nu-l văd. Seamănă cu mama ta și ai spui când te enervezi pe ea. Doamne. A făcut așa, nu? Da, zis da, că păi da, e de acord. Cum mă dau mai tare? De aici? Da, de acolo. Așa. Păi nu se dă mai tare la vârstă video. Păi, băi, auzi și tu. N-am mai auzit asta. Chiar ne înțelegem foarte ok, sincer. N-ați avut niciun fight niciodată? Ba da, normal, dar... Până la urmă, o relație se consolidează și așa, adică trebuie să vezi omul în toate ipostazele până la urmă. Și dacă reușești să treci peste niște lucruri, înseamnă că e bine, nu? Și asta, ai dreptate, dar zic, după adică ce ai adus... la prima ceartă nu s-a stricat tot. Un nepoțel... Da, gata, s-a terminat, nu mai, adică ce să mai... Nu mai există fight. Îl iubește foarte mult, are foarte mare grijă de el și el o iubește foarte, foarte mult pe Bui. Bui? Da, Bui. Bui, uite, vezi? Nu zice bunii bine, dar a pupat-o pe fetiță. Bine, zice și bunii, dar uneori e mai leneș, așa nu prea are chef să vorbească și zice bui. Foarte bine, are tot timpul din lume să fie leneș, la vârsta asta e bine să fii leneș. Și la Moș Crăciun îi spune tututun. Tututun? Tututun. Vine tututun. Ce poți să zici? Zice cum vrei, are personalitate. Exact, și el cheamă Alex și... Se prezintă cum? Nu, eu îl întreb, câți ani ai, mami? 2. Zic, nu, mami, 2 ani. 2! Acum a început să zică 2. Și cum te cheamă? Adi. Că nu știe să zică Alex. Nu, mami, te cheamă Alex, iubire. Adi! Bine, te cheamă Adi atunci. Mă rărângi atunci, te cheamă cum vrei tu, nu? Vai de capul meu. E încăpățânat, are personalitate și e bine că e băiat. Și trebuie să fie strong. Trebuie să fie strong, nu? Uh-huh. Asta zic. Da, știi că într-o zi, anul ăsta, la un moment dat te-am sunat. Da. Și erai pe drumuri. Și eu ți-am povestit cum într-o zi am venit la radio
Și pentru că n-am Bluetooth la mașină sau AUX, da, nici măcar fir de AUX am ascultat piesa. Ai oprit mașina, nu? Așa mi-ai zis, parcă ai oprit, ai tras pe dreapta. Am tras pe dreapta și mi-am pus pe YouTube. Și după aia am ieșit din YouTube pentru că mi-am dat seama că eu am drum lung din militar până în Pipera la radio. Și am intrat pe o altă aplicație care îmi dă voie să pun peripite de pe YouTube. Ca să înțelegi. Foarte tare. Și am dat play. Și ai venit și te-ai urcat pe masă. M-am suit pe masă. Foarte, păi nu mai puteam. Deci când am auzit asta, efectiv creierul meu și-a dat brain freeze. Și am zis, zic, asta e a ta. Zic, bă, a luat o razna. Zic, n-ai cum. De ce? N-ai cum. E genial, genial, genial. Și nu mai ai pot. Și bine piesa. O să-ți fac ca data trecută. Știi că ți-am închis telefonul data trecută. Îți mulțumim mult pentru ce ai făcut. Bun, dar hai, gata. Hai să mai ascultăm la piesa. Și pe aia l-am sunat și pe Chila, la fel am făcut și cu el. Și mi se pare genial. Știu că am vorbit de mama soacră. O să auzim și pe asta. Dar s-a auzit marde, nu? Doamne, așa îți sună și telefonul. Serios? Am auzit. Arde la Virgin again and again and again. Suntem live pe Facebook, nu? Da, suntem live pe Facebook. Și ne auzim acum, nu? Ne auzim, da, dau muzica mai încet că ne dă Facebook-ul jos live-ul, dacă... Cum? A fost foarte greu. Eu de obicei când nu sunt live, eu îmi dau muzica așa. Și de ce? Nu înțeleg. Da, îți dă... Uite, colegul Răzvan știe și mai bine, nu? Eu am făcut live anul trecut, 12 ore am stat live pe Facebook și a bubuit muzica, adică... Păi eu anul trecut, cred. S-a schimbat legea asta ceva? Ah, ok, noi o făceam atunci. Păi tu, da, pentru că făceai. Ah, ok, și așa se poate. Că vreau să mai fac o dată la anul treaba asta. Dar auzi, cum ar fi să ne dea jos acum că ascultăm piesa ei, știi? Și să ne dea Facebook-ul jos. Bă, și noi să... Bă, nu ne place piesa Arde, îmi pare rău. Băi, suntem, da, suntem coadă aici, dar na. Ha? A, să dau share, da, dau share. Ha. Acum. Fii atent. Arde toată casa, mă gândesc la tine. O să ne-l dea jos? Dacă fac așa scurt? Yes! Domnul Cătălin! Versul ăla am știut de la început că e pentru dumneavoastră. Alina Florea, ți-am zis că te iubesc. Au, au. Amar. Și eu. Arr. Ia uite ce întreabă cineva. Hai pe live aici, pam. Ce întreabă? A, da, mai vrei copii? Te-a da, întrebat cineva normal. Asta? Până acum? De, 99% din oameni, da, mă întreabă lucrul ăsta. Da, e normal să mai vrei. Adică normal, chiar îmi doresc încă un copil. Îmi doresc o fetiță. Dar vreau să mai stau puțin, pentru că Alex este încă mic. Să mai crească puțin, nu? Ca să poți, da, să fie un pic independent când îi spui dar să... Dar o să mă antrenez acum cu al doilea câine. I-am scris 75 de scrisori lui Moș Crăciun. L-am corupt și pe Alex să-și dorească câine, pentru că zice, tati, ham uiti, pentru că vreau să-i pun numele Whisky, ca să înțelegeți. A. Așa. Ham și... Whisky? Da, tati, ham uiti, uiti, că nu știe să zică Whisky. Așa, deja ne-am la un moment la dat o să, o să știe, o să foarte, știe bine. Foarte bine ce înseamnă whisky, da. A, e, asta e. Dar e bine că are părinți care au trecut prin toate cluburile din țara asta, la toate cântările. Da. Și nu, să știi că nu. Știi? Mă rog, am trecut prin toate cluburile să cântăm, dar păi nici cât n-am fost. Păi nu, zic, de cântat, e bine că în lumea asta oarecum le-ai văzut pe toate, nu trebuie da. Să le guști ca să le vezi. Da, și exact, o să dai în experiență, fii atent, dacă e așa, dacă e limită, dacă... Regula lui Cristi Stanciu, la un pahar de alcool, un pahar de apă. Exact, da, e bine. Vezi? Sau la trei pahare de vodcă, un pahar de apă. Asta e pentru experimentație. Andrei, da, mai rezist? Uite, mă întreabă cineva. Rezist? Păi sunt coadă aici, acum. Hashtag rezist. Păi, da. N-am de ce să nu rezist. E foarte tare. Nu, e tare sentimentul că ești live data timp, nu? Da. E foarte noi tare. Noi am fost anul trecut live, 12 ore fără pauză, la modul, am mâncat pe rând. Și erau camere în toate unghiurile, adică dacă vrei să te ascunzi după un dulap să te scarpi în cap, nu puteai că te vedea toată lumea, gen. Eu recunosc, eu în pauze m-am dus până la baie, că nu mai eram... Și am și combinezonul ăsta. Și te-ai chinuit, da? Da, nu, că se deschide bine, tot și noi mergeam la baie, îți dai seama, dar era iurea să rămână studioul gol și atunci trebuia să... Da, eu am noroc că acolo, live-urile sunt 20 de minute. Uite! Că vin întrebări și vreau, dacă aveți întrebări, scrieți aici. Yeah. Ada, ce te inspiră atunci când scrii versurile unei melodii?
Mari Mirabela Măciucă. Depinde de starea mea, nu știu. Adică de foarte multe ori am o idee în cap și când aud instrumentalul potrivit, pur și simplu iese în 10 minute. Vin versurile după instrumental sau... Depinde, nu știu, nu e o regulă. De obicei, când ies să fac o piesă bună, în momentul în care aud primele acorduri, deja am toată piesa. Și de obicei, piesele cele mai bune le-am scris în 10-15 minute. Așa, am auzit la foarte mulți artiști treaba asta. Pentru că e... Am zis, bă, m-am chinuit, moment, sunt unele piese, am scris 3 săptămâni, pam, pam, și... Nu e energia aia, lansat-o, sincer, și n-a bubuit ca aia de am făcut piesă în 5 minute, aia... Bine, care... asta nu înseamnă că faci piesa în 15 minute, dar în timp ce o lucrezi, lucrezi câteva luni de zile, mă rog, depinde de piesă, și mai schimbi câte un cuvânt, mai schimbi o notă, adică da, o cosmetizezi, asta. Dar 99% rămâne ce ai scris prima dată. Pentru că energia aia mișto atunci, știi, și inspirația aia... Fii atentă că a pus cineva întrebarea asta, o aveam și eu pregătită ceva mai târziu, dar n-am cum să o trec cu vederea. 5 piese din playlistul Adei. Jessie Ware, Say You Love Me. Îmi place asta nouă de la Sam Smith, dar nu vine acum cum se numește, dar îmi place foarte mult. Eu am o problemă cu numele pieselor. Stai liniștită, eu și eu după atâtea ore... Așa... Ce care nouă de la Sam Smith? Nu Promises, nu? Cu Calvin Harris. Da, aia. Promises. Așa. Așa. Bun, ce mai îmi place? Deci am zis Jessie Ware, Say You Love Me. Doamne, aia transmite, mi se pare că poți să o asculti oricum înregistrator. Este superbă piesa aia, este wow, este... Da, e... E SF, nu știu. Eu ascult foarte multă muzică chill-out, îmi pun mixuri da? De 4 ore. Păi, cred că am auzit la mulți artiști și chestia asta, să știi. Stau foarte mult în gălăgie și când ajung acasă prefer ori să nu ascult nimic, ori să ascult muzică, foarte multă muzică instrumentală, pentru că eu așa mi-antrenez și urechea armonică. Da, și nu vrei să auzi foarte multe versuri, că te bag în... Exact, lălăi prin casă și îmi vin linii. Bine, nu le folosesc, dar mă antrenez. Da, sau nu știu, din aia te duci în altceva și... Da, să mă gândesc ce mai îmi place... Oh, îmi place să nu te prinde la Liviu Teodorescu foarte mult. Deci iubesc piesa aia. N-a fost și Liviu mai devreme? N-a la ușa mea. Mamă, e superbă piesa aia. Îi așa? Faci fericiți pe oamenii ăștia. Uite, Ada, draga mea, cânti doar ce sufletul nostru simte. Bă, eu n-am auzit niciodată asta. Cânti doar ce sufletul nostru simte. Mă bucur că... Ești minunată. Mulțumesc, mă bucur că mi-ai spus cuvintele astea, îți mulțumesc. Apropo de asta, de suflet și de ce simt, luni o să lansez, am și postat peste tot, o să lansez, cred că, cea mai sinceră piesă pe care am scris-o vreodată. Stai că zici cuvinte mari, adică? Hai, dă-ne un sneak peek, un ceva. Se numește De Piatră. Este... O piesă... Te refer la om, la suflet, la ceva de piatră? Nu știu. M-am gândit la mine când am scris piesa asta. Adică la mine. M-am gândit, da, la mine, la viața mea. Uh-huh. Presupun că la o perioadă. M-am gândit la... Nu, la tot ce am făcut până acum. M-am gândit că, de fapt, eu nu vreau să ajung la destinație neapărat, pentru că îmi place foarte mult călătoria. Uh-huh. Și tot ce implică călătoria, pentru că frumusețea există și în, chiar și în suferință există frumusețe. Chiar este un film făcut pe treaba asta. Da. Adică călătoria asta nebună te face de fapt să trăiești viața la maxim. Bum. Și ce zic? Da. Adică nu, de fapt și eu mă gândesc la fel, fapt, că nu știu unde o să mă duc. Nu știu unde să mă duc. Scopul să ai un bagaj, exact. Și să ai niște amintiri și să ai ce să înveți. Și să trăiești, cred că așa trăiești. Să dai mai departe ce vezi. Mi-e frică foarte mare și cred că știe de rutină. Mi-e foarte frică de rutină. Eu nu pot. Eu țin minte când eram însărcinată în ultimul trimestru și nu mai puteam să cânt, nu mai puteam să merg la studio pentru că eram foarte, foarte mică și mi-era greu și să respir. Și... O, am căscat pentru prima dată. E clar, bine. E clar. Nu, dar nu e. E pur și simplu oboseala mea. Știu, știu. Atinge. Dar e bine când caști. Da. Păi chiar te simți bine, îmi place. Și spiritual este foarte bine când caști. Asta nu mă pricep. Da, este. Eu mă simt mai bine dacă cască. Da? Mi se pare că mă eliberez. Da, așa. Și stăteam acasă, frate, și mă obseda chiuveta din baie. Pentru că mi se părea că e murdară. Deci eu am ajuns la
A, ea era curată, era, da. Da, îți dai seama că o spălam de 7 ori pe zi. Și aveam o obsesie pentru un anumit săpun. Dormeam cu el pe pernă. Jur. Mirosei săpunul? Da, deci îmi plăcea săpunul ăla, mă spălam și pe cap cu el. Wow. Jur. Dar ce săpun era? Zi, că suntem pe live. Poți să zic marca? Suntem pe live. Poți să zic, nu? Da. Un săpun Protex verde. A, deci nici scumpețuri sau ceva. Nu, și dormeam când mi-amorțeam mâna pe pernă, îl puneam pe noptieră și era, era în ambalajul lui, știi? Vai. Și am tras noptiera chiar lângă pat și stăteam cu nasul în cutiuța lui. No, this is... Și trăgeam așa. Așa, eram bună. După ce am născut, nu-l mai suportam. Așa, da, sunt foarte multe nebunii în astea de gravidă. Da, deci, și în dar n-ai avut pofte jucat, sau de astea? Da, păi m-am făcut de 85 de chile, îți dai seama ce pofte am avut. Dar nu pofte, efectiv, cred că era mai mult și că am auzit mulți că, multe femei că nu există treaba asta cu poftele, așa mi-am zis. Hai! Cred că de fapt ai o scuză să mănânci mult. Imagine Dragons cu Natural. Aveam o discuție perfect naturală aici, live pe Facebook-ul Virgin Radio despre România. Poftele de gravidă. Da, 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 am plecat de la 5 piese din playlist-ul tău. Și am ajuns la... Băi, mie așa îmi place, să știi. Când eram gravidă. Eu asta consider cu oamenii cu care te simți bine, ajungi în niște discuții. Da, pornești de la Constanța și ajungi da. La... Da, dar să știi că eu asta îmi doresc pentru fiecare din invitații mei, ca oamenii care ascultă Virgin Radio să-i cunoască fix așa cum sunt. Exact, exact. Că ok, lansarea piesei o să fie pe data de... O să fii exact. Pe YouTube, o să vadă toată și lumea. Și vorbești despre cum ai scris piesa și cum, dar nu știi detalii. Nu, și ai filmat clipul viață, și a fost frig și am stat 8 ore, oboseală. Exact. Și asta a fost. Mulțumim că ai venit. Da. Nu. Mie chiar place mi-a fost frig când am filmat ultimul clip. Dacă tot ai deschis subiectul, am stat 4 ore în fund pe ciment. În fund pe ciment? Da, într-un studio unde era destul de frig. Adică toți erau cu geci pe ei. A, era închis. Și eram, da, dar lumea era cu... geacă, okay. Gen, știi? Și eu eram pe jos, într-o ruchiță. Stăteam pe ciment și cântam frumos. Păi una aia da balada. Mar. Da, mă cam lasă și vocea. Am vorbit mult astăzi. Da, și eu ți-am zis, am stat 12 ore live și am cântat, am vorbit, am de toate. Și la un moment dat, a doua zi n-am, nu, a doua zi nu mai aveam voce. Cred că am făcut disfonie, eram... Nu știu ce înseamnă disfonie, dar... Se sparge sunetul în gât, nu... A, la mine e... ca și cum, știi cum e dușul, când iese... Da, 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 e un daily basis, că la baluri... Este sunetul spart, cum așa, știi? Bine, dar se rezolvă, nu-i panică. Păi da, trece în timp așa. Mai ales că am un drum lung până la Timișoara noaptea asta, după ce termin. Mergi la Timișoara? Da. Eu săptămâna... Turneu vlogărilor. A, ce tare. Vezi că trebuie să rămâi prietenă cu mine când o să... nu, o să plec cu un... nu știu dacă am voie să zic aplicația. N-am, avionul ajunge prea târziu. Okay. Și cu cineva, cu Iamă Nene sau cum se zice. A, știu, cred. Dar am stabilit, am vorbit, pam, suntem. Păi faci nanii până acolo. Păi fac nanii, da. Eu săptămâna viitoare am 5 concerte. Am, sper să nu greșesc, miercuri, Alba Iulia, joi, Târgu Jiu. Mai lent sau două oameni? Vineri, deci, miercuri, Alba Iulia. A, da, miercuri e la Alba Iulia. Sper că nu e invers. Miercuri, Alba, Cătă știe. Stai să vină, Cătă. Deci, miercuri, Alba Iulia. Miercuri, joi, joi Craiova. Vineri, Drobeta, Turnu Severin. Așa. Sâmbătă, București, de Ștefănești, nu? Dobroiești. Dobroiești. Așa, știam eu ceva cu sunt. Dobroiești și Sebastian de 1 decembrie, două concerte lângă București. Lângă și în. Fai de capul meu. Și eu o să fiu plecat cu turneu vlogărilor, am baluri în continuare. Blană. Am avut și aseară și alaltă seară, dar îmi place la nebunie energia. E mișto. Puștilor de liceu este... Mișto. Da, e foarte tare energia. Aia și energia de la concertele în aer liber. Exact. Concertele mari. Ia uite, îmi scrie cineva, se resimte oboseala, Andrei Nicolae. Păi se resimte, ce să fac, eu nu mă ascund. Atunci când faci ce îți place, e bine. Fii atent, întrebare pentru merită Ada tot. Îmi plac întrebările astea random. Fii atent. Ada, ce mănânci care dimineața? Cântăreț, cântăreață din România îți place cel mai mult? Sunt foarte mulți. Hai, zi-mi artiști și random. Pe care îi îți vine apreciez. Ceva în minte acum, să nu-i punem pe o îmi place pe un clasament. Smiley, foarte mult. Bum. Liviu Teodorescu, iubesc. Bum. Și el, să știi că a plecat și a zis, zis că o să vină Ada și a zis vine Ada și zic eu o oră pauză, că am telefoane în direct cu oamenii, vreau să intre în direct și cu noi. Asta nu ne-am... Da, de-aia nu v-ați intersectat. Și mi-a zis, zic, să-i zici că iubesc. Așa, mă rog, cum zice, să-i zici că iubesc. Dintre fete Ada. Îmi place Andra. Ada, ai zis, da. Andra, da. Delia. She's a queen. Alina Eremia. Alina, a fost prima. Alinuța.
Alinuța la ora 1 era aici. Lora, o iubesc pe Lora, e prietena mea, yes, foarte bună, o iubesc pe viață. Nu știu, mai vine acum. Nicoleta Nucă îmi place. Nicoleta Nucă, nice, da. Știi? Nicol Șerii îmi place. E și ea pe listă, nu pot să zic când vine. Poate vine după tine, poate ah, nu. Tare, ar fi tare, să și ieri ne-am văzut. Nu, sunt mulți artiști mișto. Carla Dreams. Chiar avem. Motanu, e și el pe listă. Motanu, știi că ieri a lansat o piesă numită... Maraton. Ai, mă, cum mișto să nu? Mișto e film, e artă, e altceva. Da, da, e foarte bine. Tare. E bine. Uite, a venit Ada prinde aici și nu vorbim despre ea. La fel, îmi place, am avut foarte mulți invitați modești astăzi. Și îmi place că vorbiți unii despre ceilalți frumos. Păi, cum ar fi și... să... Suntem colegi până la urmă. Era timpul tău, puteai să-mi zici de lansarea piesei de după ce o lansezi. Da. Și să zici mai multe chestii, dar uite, na. Păi continuăm. Mai întrebați, am zis sincer, nu știu. Adică mă gândesc că suntem colegi până la urmă și toți ne dorim același lucru și cred că e loc pentru toată lumea și atâta timp cât suntem diferiți și nu ne dăm în cap unul altuia, intenționat, lucrurile pot să meargă foarte bine. Nice. Fii atentă, Ada. Sunt... Yeah. Sau... au trecut ceva timp. De când? Din ultimii ani de Ada. Îți arăt că pot. 10 ani. A fost huge hit. N-am vrut să zic 10, că poate ți se par mulți. Bine, 10 ani. Știu, de muzică și mai și 5 invitat ani de și n-am putut să ajung și îți mulțumesc mult pentru invitație. Cum are, și mi-a părut rău, dar să știi că am ascultat îți arăt că pot. De la început. A fost ca să zic, acum să mă și laud. A fost 1800 de oameni la Brăria H. Boom! Am văzut story-uri. A fost nebunie și la intrare nu venea să cred. Așa. Era pentru mine? Pentru și Minți Murdare și tot. Minți Murdare avea 16 ani când am scris Minți Murdare, ești nebun. Și am cântat-o și eu pe masă pentru prima oară înainte să o înregistrez într-un apartament din Mureș la un lipici. Ăla era microfonul meu, un lipici. Wow! Da, și pe aia am înregistrat-o și întâmplător a ajuns pe YouTube și de atunci puteți uita. Fii atentă, ce vreau să te întreb. 10 ani, da? De Ada. Da. Care sunt cele 3 lucruri pe care Ada poate să le facă și fanii tăi nu știu? Pot să fac paste cu creveți foarte bune. Foarte bune. Ia, adică vine să mă pup singur așa. Așa, știu să fac Lego și fac mereu Lego cu Alex. Am un prieten adică care se știe și cred că de la paste cu creveți a făcut puțin o burtică. Da? Eu vă știți bine, cred, da, e pe aici. Apropo de prietenul ăsta pe care îl știi tu și a făcut burtică de la paste cu creveți, habar n-ai cât de bine gătește. Păi am auzit că l-a luat o fată la... Wow. I-a făcut și un copil. Deci... Da. Știi cât de bine gătește? Da. Mamă, deci serios, chiar gătește extraordinar de bine și mereu face plating și e... Doamne, să-mi arăt și mie că poți. Deja am prietenul problema când mă gândesc. Să-mi arăt și mie că poți. Când mă gândesc la piure cu cartofi și morcovi și ciuperci cu la cuptor. Ada, vorbim despre ce vrei tu, dar sunt de la ora 1 aici. Da. Așa și încă un lucru, nu? Da. Deci am zis de Lego, că fac Lego cu Alex în fiecare zi, îmi place maxim să fac Lego și de foarte multe ori zice să fac eu și el doar se uită la mine și fac și garaj. Ieri am făcut o parcare supraetajată. Lider de mic. Da. Da, tu execuți, eu zic dacă e bine sau nu. Așa, ce îmi place să fac, nu? Că am uitat, am și uitat întrebarea. Ce îmi place să fac și nu știu. Trei lucruri pe care nu știu fanii că le poți face. A, că le pot face? Da. Hai încă unul. Pot să conduc. Și nu știe lumea că tu conduci? Cred că știe lumea, de fapt, chestia asta. Dar bine, încă nu mi-am luat permisul, dar conduc. Adică fac școala. Aoleu, bine, fac bine, școala, bine, fac școala, a doua oară. A, e bine. A doua oară, că mi-a expirat dosarul prima dată, că n-am avut timp, că mi-a prins o piesă. Asta e, m-am gândit că ăsta e motivul, nu? Te-a lovit și după aia concerte, nebunii și ce să mai faci tu școală? Na, eu în mașină nu pot să învăț, că nu pot să citesc, mi se face rău. Dar nici să nu spere rău că ai renunțat atunci la școală. Nu, păi n-aveam, după aia am rămas însărcinată și numai de școală nu mi-a ars și... Nu se mai punea centura. Da, dar să știi că de la 6-7 luni, eu vreau să port centura, că sunt obsedată de centură, dar nu e indicat, nu, la o frână e nasol, nu. Ați auzit, mămicilor?
La 6-7 adică, luni? Nu că zic eu, vorbiți cu medicul mai bine, nu vreau să zic nimic și să ia cineva de bună și să nu fie bine. Sau, nu, vorbiți cu medicul, cel mai bine. Vorbiți cu medicul. Apropo de medic, am primit un mesaj acum, prea tare maratonul de azi, sper să te țină sănătatea să faci cât mai multe. Cum ar fi în fiecare mulțumesc. Zi? Da, în fiecare zi. Nu, da, mai pregătim. Să vină oamenii cu mâncare, cu tot aici. Sau? Da, da. Am avut și astăzi niște pizza, să știi că mi-au mai trimis oamenii cafea, am mai primit de la branduri, de la... Da, li s-a făcut milă. Li s-a făcut milă de mine. A, e, ce să fac, dacă băi, îmi place. Băi, foarte tare, dacă faci cu suflet... Păi da, îmi place, mă bucur și de momentul ăsta. Sunt obosit acum. Recunosc că sunt obosit, dar mă bucur că sunt cu tine aici în studio și vorbim despre lucrurile pe care nu știe lumea că le poate face Ada. Apropo că mâncatul, chiar am postat o poză ieri pe Instagram pe Ada Baladad de la așa. Cu mine mâncând somon cu legume în mașină, cu așa frumos furculița și cuțitul, pentru că eu când îmi programez de foarte multe ori când am zile pline și îmi programez zilele de făcut lucrurile de făcut într-o zi. Eu uit un detaliu, trebuie să mănânc, că trebuie să beau apă, știi ce zic? Uite de nevoile astea, sunt omenești. Sunt sigur că e cineva care îți mai amintește. Păi nu, că el e mereu cu mine, adică de multe ori ne trezim că programăm întâlnirile din oră în oră și noi n-avem timp să mâncăm. Fai de capul. Și mâncăm în mașină, mereu. Merge și în mașină. Da. Ha, ne luăm rămas buni de la oamenii de pe live acum. Gata, ieșim din live. Da, ieșim și dăm o piesă. Vreau să dau volumul mai tare aici să... Am înțeles. Na, să ne distrăm un pic. Blan. Vă pup atunci că ieșim din live. Pa, mulțumim mult că sunteți cu noi pe live. E bine să mă uit acolo, nu? Rămânem on air la Virgin Radio, e foarte bine. Blan. Și continuăm. David Guetta și Bebe Rexha și J Balvin. Say My Name. Ada.